Întâi împărați, capitolul 17, începând cu versetul 17 până la finele capitolului. După aceea, fiul femeii, stăpâna acasă, s-a îmbolnăvit și boala lui a fost atât de cumplită încât n-a mai rămas suflare în el. Femeia a zis atunci lui Elie... Ce, -a, ce am eu a face cu tine, omule a lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omori astfel fiul? El a răspuns, dăm încoace pe fiul tău. Și l-a luat de la sânul femeii, l-a suit în o daia de sus unde locuia el și l-a culcat pe patul lui. Apoi a chemat pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mâhnești tu chiar pe văduva aceasta la care am fost primit ca oaspete încât să-i omori fiul? Și s-a întins de trei ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Ilie a luat copilul, l-a pogorât în casă din odaia de sus și l-a dat mamei sale și Ilie a zis, iată, fiul tău este viu. Și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Amin. Să ocupăm locurile. Am început de câteva săptămâni o aventură alături de acest om extraordinar, Ilie, de a studia puțin vremurile lui Ilie. Pentru că eu cred că în vremea sfârșitului, când profetul Maleahi spune că Dumnezeu îl va trimite pe Ilie în vremea sfârșitului, eu cred că vremurile sfârșitului vor semăna cu vremea lui Ilie. Ceva din conjunctura aceea politico-socială de pe vremea lui Ilie se repetă în lumea noastră la vremea sfârșitului. O religie idolatră care îl exclude pe Dumnezeu din discursul public. Idoli care se mulțesc pe zice trece tot mai mult. Înlocuitorii lui Dumnezeu se înmulțesc cu ajutorul politicienilor. Țara este cuprinsă de idolatrie. Această corectitudine politică care domnește încurajează profesi mincinoși încurajează o religie falsă, discriminează împotriva credinței adevărate și Dumnezeu și credincioșii sunt alungați la marginea societății. Așa s-a întâmplat în vremea lui Ilie. Ahab, cel mai rău împărat care l-a avut Israelul în toată istoria lui, Alături de soția lui, o nevastă luată dintr-o altă țară, ceea ce era împotriva legii lui Dumnezeu, era din, din, din Sidon, era luată dintre străini, a venit în țară cu idolii familiei, cu idolii țării de unde a venit ea. Ahab și Izabela au început un program de scoatere a lui Dumnezeu din viața lui Israel. Și înlocuirea credinței în Dumnezeu cu o credință falsă în bal, în zeul prosperității, în zeul, în, în zeul cel care îmulțea animalele, plantele, un, un zeu care îl puteai vedea, ziceau ei, atunci când fulgeră. Bineînțeles că de la bal era considerată că vine ploaia și toate binecuvântările veneau de la bal. Statuia lui Bale era ridicată pe toate uh, înălțimile. Oamenii lui Dumnezeu erau batjocoriți. În timpul lui Ilie, alți șapte mii de bărbați stăteau ascunși undeva de frica acestui împărat și a nevestei lui. Și atunci Dumnezeu a chemat un om ca Ilie care a ținut o predică de ori de câteva secunde. S-a dus îmbrăcat așa ciudat cum era el, un om de la munte, un om asfru, comandat de păr de, și în, în cins cu curea, s-a dus și a intrat în palatul lui Ahab și a rostit predica aceea extrem de scurtă. Viu este Domnul Dumnezeului lui Israel, a cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie decât după cuvântul meu. Amin și-a fugit și-a plecat. Aproape trei ani, veți observa data viitoare în capitolul 18, aproape trei ani, Ilie se ascunde. Pentru început, Dumnezeu îl ascunde lângă pârâul cherit. Cherit care înseamnă a tunde, a tăia, a face curățenie, cum tunzi un pom sau vița de vie. Dumnezeu l-a trimis pe Ilie la o școală în care orice lăstar de amărăciune din viața lui Ilie. Dumnezeu îl taie, îl tunde și îl formează pe Ilie lângă pârâul Cherit. Acolo la pârâul Cherit, îl hrănesc corbii, probabil care luau mâncarea, friptura și pâinea de la masa lui Ahab, și bea apă din pârâu. Pârâul seacă și am învățat că Ilie atunci când seacă pârâul, se așteaptă la o nouă trimitere din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu schimbă planurile. Lecția practică pentru noi a fost aceasta: când seacă pârâul, Dumnezeu are un alt plan pentru noi. Este trimis în țara lui Izabela. De unde a venit Izabela? Cred că Ilie era dată în urmărire, Interpolul era pe urmele lui, era o urmărire generală peste tot îl căutau pe Elie, în afară de a-l căuta în țara Izabelei, nu? Pentru că era absurd din punct de vedere omenesc să te duci în țara dușmanului tău, dacă vrei să te ascunzi, nu? E bine, Dumnezeu găsește acolo o văduvă care îl hrănește pe Ilie și am învățat duminica trecută școala aceasta prin care trece Ilie de a se încrede în Dumnezeu în fiecare zi. În fiecare zi puținul acela din oală, făina și uleiul se înmulțesc. În fiecare zi supraviețuiesc cu minunea Lui Dumnezeu. Și am înțeles mai bine ca oricând rugăciunea Tatăl nostru în care spunem Lui Dumnezeu pâinea noastră, cea de fiecare zi, de ne nouă astăzi. Pentru că în fiecare zi trebuie să avem încredere în Domnul pentru viața noastră și pentru uh, cele necesare. Dar iată că se întâmplă ceva formidabil. Și Ilie este pus, probabil, acum, la sfârșitul acestor aproape trei ani, este supus, după atâta școală a umilinței, în sarepta, unde am învățat că sarepta înseamnă cuptor, cuptor de rafinat, cuptor de topit metale, cuptor de curățit argint și aur. Acolo, la sarepta. Elie acum este pe punct să gradueze și să ia examenul final. În seara aceasta ne vom ocupa de acest examen final prin care trece Elie și primul lucru care ar vrea să îl menționez este că Dumnezeu nu-i cheamă pe oamenii calificați, ci califică pe oamenii pe care cheamă El. Noi de obicei suntem obișnuiți în lumea noastră să, să gândim exact pe dos, nu-i așa? Oamenii te instruiesc înainte ca să-ți dea un geap, nu-i așa? Nu-ți dă mașina aia pe mână până când nu te instruiește. E bine, Dumnezeu nu face așa, Dumnezeu, Dumnezeu îți dă o slujbă, îți dă o trimitere, îți dă o chemare, după care începe să te instruiască te instruiește în chemarea aceea. Dumnezeu când îți dă o chemare, îți dă o chemare care ți se potrivește. Și atunci Dumnezeu se ocupă să îl califice pe cel pe care îl cheamă. Dumnezeu nu așteaptă să apară un calificat undeva ca să îl ia la lucru. Dumnezeu întotdeauna cheamă oameni, apoi se ocupă de calificarea lor. Ilie este la terminarea slujbei de calificare, dacă vreți și urmează un examen extrem de greu, examenul lui Ilie. Haideți să vedem examenul acesta lui Ilie, versetele 17 la 18. După aceea fiul femeii stăpâna casei s-a îmbolnăvit și boala lui a fost atât de cumplită încât n-a mai rămas suflare în el. Femeia a zis atunci lui Ilie, ce, ce am eu a face cu tine, omule, al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să omori fiul? Este acum Ilie în fața unui om mort. Și omul acesta mort este fiul femeii care s-a îngrijit de el. Este, este fiul femeii pe care el, prin credința lui, l-a salvat de la moarte prin înfometare. Știți că femeia aceasta a zis: Eu voi aduna acum câteva vreascuri și cu ultimul pum de făină și ulei voi face ultima masă, ultima cină, vom mânca și vom muri. A venit Ilie, trimis de Dumnezeu în casa acestei văduve și prin Ilie Dumnezeu salvează acest copil de la moarte, nu-i așa? Și acum, copilul ăsta salvat de la moarte prin o fometare, e mort. Ce mai poți să zici într-o asemenea situație? Ilie este în fața unui fapt împlinit. Moare subit. Moare sub ochii mamei și sub ochii lui Ilie. Este mare contradicție pentru Ilie și pentru vădura, văduva asta din Sarepta. Nu mai înțeleg nimic acum. Doamne, mă trimis pe mine de la, din țara lui Israel, aici, în țara asta păgână, nu? Și. Ai dat de mâncare și de, deja de ani de zile trăim, de doi ani de zile trăim aici, acum, din uh, puținul acela de făină și din uh, uleiul acela care a mai rămas, ne-ai salvat până acum. De ce ai luat viața acestui copil? Ce se întâmplă acum? Bineînțeles că uh, e o mare contradicție și pentru Ilie și pentru văduvă ceea ce se întâmplă cu fiul lor. Uneori deciziile Domnului par să n-aibă sens, nu-i așa? Dintr-o dată nu mai înțelegem nimic. Ne-ai purtat de grijă până acum, ne-ai dus până aici. Te-ai îngrijit de noi, ne-ai asigurat cele necesare și acum ne-ai lăsat dintr-o dată și au sărit toate în aer. Ce se întâmplă cu noi? Dintre toate nenorocirile care pot să se întâmple în viața noastră, nimic nu este mai îngrozitor decât moartea decât moartea unei ființe dragi și mai ales a copiilor. Mama aceasta este absolut devastată. Cum să înțelegi, până acum Dumnezeu a făcut minunea și în fiecare dimineață ai văzut că făina e la loc și uleiul e la loc. Și ai mai făcut o turtă și când ți-a fost foame, ai mai făcut una că mai era încă făină și iară se făina și uleiul de fiecare dată. Și ai văzut minunea lui Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare zi, la fiecare masă, la fiecare breakfast, la fiecare lunch, la fiecare dinner. Și dintr-o dată, copilul tău moare. Nu ai niciun fel de explicație. Examenul acesta este foarte greu pentru Ilie. Pentru că în fața lui Ilie nu este numai un copil mort, dar și o mamă disperată. O mamă disperată. Este singurul ei fiu, toate speranțele acestei femei sunt legate de acest singur copil. Când ai doi sau trei copii, ai speranțe că poate unul dintre ei o să aibă grijă de tine la bătrânețe, probabil, nu? Te gândești măcar e mai bun la suflet, te gândești la norori, care e mai de treabă, te gândești la gineri, măcar e mai bun la suflet, așa, la bătrânețe, dar când ai unul singur și ăsta moare. Mor toate speranțele odată cu tine. Știți că Domnul Iisus Hristos a văzut pe o văduvă care își ducea singurul fiu la înmormântare, îl ducea la cimitir. S-a oprit, s-a atins de raclă, spune Sfânta Scriptură, și l-a înviat pe fiul văduve și a dat înapoi. Pentru că femeia aceasta odată și-a pierdut bărbatul, nu știm prin ce împrejurări, dar a rămas singură. Și acum, în singurătatea ei, toate nădejdele s-au legat de fiul ăsta, de copilul ăsta. A văzut mâna lui Dumnezeu din celor care a venit să-i de grijă și a văzut făina și uleiul mulțindu-se în fiecare zi. Și acum, pe ăsta l-a luat Dumnezeu, pe ăsta l-a luat Dumnezeu, singura ei nădejde, a fost ascultătoare de Domnul și a ascultat. S-a lăsat în mâna lui Dumnezeu a împlinit ceea ce a cerut Dumnezeu. A văzut minunea lui Dumnezeu și acum se -i moară singurul copil. Are nevoie de o explicație. Așa cum fiecare din noi în fața unei tragedii avem nevoie de explicație. De ce? De ce s-a întâmplat asta? De cele mai multe ori știm. Știm corect. Dar uneori nu înțelegem. Și atunci ne mângâiem că de ce așa o știe el, și poate într-o zi în veșnicie Dumnezeu o să ne explice de ce s-au întâmplat toate lucrurile astea. Negăm realitatea, luptăm împotriva ei, ne resemnăm și în final o acceptăm crezând că într-o zi o să căpătăm o explicație. Dar avem nevoie de explicație atunci când se întâmplă nenorocire. Precis, a spus femeia, este o pedeapsă a lui Dumnezeu. Și-a adus aminte de păcatele ei dinainte. Femeie din lume, femeie necredincioasă, trăită, trăind cu idoli într-o țară păgână, bineînțeles că față în față cu Ilie omului Dumnezeu cel Sfânt, nu? Și-a dus aminte de diferențele care sunt între ei doi, nu? Și-a dus aminte de păcatele ei din tinerețe, pentru că în nenorocire ne aducem aminte de păcatele pe care le-am făcut. Nu odată mi s-a întâmplat pe patul spitalului să fiu tras deoparte și să mi se spună, frate, știu de ce sunt aici, de ce. Și a urmat mărturisirile Punem pe seama păcatelor dinainte ceea ce ni se întâmplă. Femeia aceasta s-a gândit precis Dumnezeu și-a dus aminte de păcatele mele pentru că l-a dus pe omul ăsta aici și ăsta fiind în casa mea tot timpul, Dumnezeu din cerul care se uită la sfântul ăsta lui a văzut și nenorocirile și păcatele mele și-a dus aminte de ele și acum mi-a omorât copilul. Ilie este acuzat că a tras atenția lui Dumnezeu asupra păcatelor acestei femei. Ce să mai înțelegi când nu mai ai nimic de înțeles, nu-i așa? Necazul este că atunci când vine o nenorocire, ne uităm întotdeauna pe orizontală ce s-a întâmplat în viața noastră, care sunt motivele din viața noastră pentru care s-a întâmplat. Și nu ne uităm în sus niciodată. Încercați un, un experiment. Luați o albină și puneți-o într-un borcan de sticlă. Și nu puneți niciun fel de capac. O să vedeți că nu pleacă. Tot timpul încearcă să treacă prin, prin sticla aceea și are cade și are încearcă să treacă. Pentru că ea nu crede că trebuie să te uiți în sus. Nu crede că în sus este liber, este libertate. Când suntem în nenorocire, suntem ca o albin într-un borcan, încercăm să zburăm la orizontală și nu găsim niciun fel de explicație. Nu găsim nicio explicație pentru nenorocirea decât păcatele noastre și nu ne uităm în sus. Analizați lucrurile astea să vedeți când vine un caz. În loc să ne uităm în sus la Domnul și să scăpăm de El, începe să ne uităm la orizontală de ce s-a întâmplat, cine devine, ba ăla e devine, ba celălalt e devine, nevastă de devine, de copiii sunt devine, societatea e devine, Obama e devine, toată lumea îi devine și dăm cu capul de sticlă și nu mergem nicăieri. Atunci când vine nenorocirea, ar trebui să ne uităm în sus. Avem de-a face cu o femeie disperată și un profet descurajat. Efectele acestei tragedii asupra lui Ilie sunt foarte mari. A avut încredere în Domnul când l-au hrănit corbii. Și nu înțelege nici el nimic din ceea ce se petrece. Îi se pare absolut o monstruozitate. Ascultați! primele lui cuvinte care le spune lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mâhnești tu chiar pe văduva aceasta la care am fost primit ca oaspete încât să-i omori fiul? Chiar până acolo, Doamne, pot să mergi. Îl învinovățește el acum pe Dumnezeu că are Dumnezeu de gând să o necăjească pe văduva asta care a fost atât de bună, atât de drăguță, Atât de ospitalieră cu el. Chiar pe femeia asta sună căjești tu. Doamne, am avut încredere în tine când m-au hrănit corbii. Și acum Ilie este acuzat direct. Ai atras atenția Domnului asupra păcatelor mele, spune această femeie. Tu ești vinovat pentru moartea copilului meu. Imaginați-vă în ce stare sufletească a putut să fie Ilie. Nu era vinovat de treaba asta. Îl vinovățește pe Dumnezeu, că vrea să o supere pe femeia asta. Este efectiv derutat complet. Fiul, văd voi, este mort, degetul acuzator este împotriva lui. Știți că la descurajare suntem foarte vulnerabili la atacul celui rău cel mai vulnerabil când ne atacă diavolul este când suntem descurajați, când nu mai avem niciun curaj, când nu ne mai uităm în sus, când ne uităm numai orizontal și vedem nenorocirea, încercăm să găsim o explicație și nu o găsim, suntem descurajați și atunci suntem vulnerabili pentru atacul celui rău. Descurajarea ne face să dăm înapoi, să nu mai vedem pe Dumnezeu la lucru, să gădem în disperare, nu ne mai rugăm, nu mai citim Scriptura, nu mai venim la biserică, ne retragem din societate, la descurajare suntem în foarte mare pericol. În foarte mare pericol. Ilie însă, dincolo de sentimentele lui, este un om al credinței. Este un om al credinței. Haideți să analizăm puțin credința lui Ilie. Versetele 19 la 23. El a răspuns, dăm încoace pe fiul tău și l-a luat de la sânul femeii, l-a suit în ordaia de sus unde locuia el și l-a culcat pe patul lui. Apoi a chemat numele pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mâncnești tu chiar pe văduva aceasta la care am fost primit ca oaspete încât se omori fiul? S-a întins de trei ori peste copil a chemat pe domnul și a zis: Doamne, Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Și domnul a ascultat rugăciunea lui Ilie. Până în momentul acesta Ilie n-a făcut mare lucru. A ținut o predică de câteva secunde, nu? A rostit o făgăduință a lui Dumnezeu pentru văduva aceea. Dar mare lucru n-a făcut. Ilie n-a avut de lucru acum cât a avut Dumnezeu de lucru la Ilie. Dumnezeu a avut de lucru la caracterul lui Ilie și la formarea lui Ilie. Și acum Ilie trebuie să dea examenul. S-a întâmplat ceva în urma lucrării lui Dumnezeu, a Duhului lui Dumnezeu la sufletul lui Ilie sau nu? Este uimitor calmul profetului. Versetul 19 nu zice nimic. Ba, eu nu sunt vinovat, eu n-am făcut nimic. Eu n-am atras atenția lui Dumnezeu. Eu m-am rugat pentru tine și pentru fiul tău. Nu se justifică, nu se apără. Ci Ilie, cu un calm special, spune, dăm încoace pe fiul tău și l-a luat de la sânul femeii, l-a suit în odaia de sus unde locuia el și l-a culcat pe patul lui. Ilie este confruntat cu moartea copilului și cu acuzațiile nedrepte ale acestei femei. Nu avea dreptate această femeie. Nu se angajează în discuție cu această femeie rănită profund de moartea copilului ci spune, dă mi mie, dă mi încoași pe copilul tău mort și l-a luat, l-a dus în camera lui și l-a pus pe patul lui. Nu se apără de acuzațiile aceste femei, ci se duce în camera lui cu copilul înainte lui Dumnezeu. Cred că o lecție extraordinară aici este că atunci când oamenii ne acuză pe nedrept, să nu ne angajăm în apărare, ci să lași pe Dumnezeu să te apere. Du-te la Dumnezeu. Întotdeauna du-te la Dumnezeu. Întotdeauna vor fi oameni care te vor acuza. Nu te angaja în discuții. Du-te la Dumnezeu. Du-te la Domnul. Am văzut zilele acestea un, un video care m-a mișcat profund. La facultate în Corea, o fată anul întâi de facultate, când se termina imediat școala, fugea repede pentru că acasă era o fetiță de vreo doi anișori de care se ocupa. Toate colegile și colegii o vorbeau de rău, cine știe ce păcate oribile au făcut, s făcut un copil la adolescență. Dar asta este total, o mamă total devotată acestei fetițe. Se duce cu ea la școală, la grădiniță, la grădiniță, angajează un fel de profesor să o învețe să deseneze. Și profesorul acesta și-a inima și spune... Eu știu istoria ta, de unde a apărut fetița asta. Știu că într-o zi când te-ai dus să duci garbage ai găsit o, o sacoșă cu o fetiță care plângea aruncată la coșul de gunoi și ai -a, a luat o casă. Tu știi ce vorbește lumea de tine? Știu, zicea Știi că lumea asta, colegii tăi de la școală, toți spun că tu ești o femeie stricată, că ai trăit, nu știu, cu cine și ai făcut o fetiță din flori. Știu, zice ea. Dar atunci, de ce nu zici? De ce nu te aperi? De ce nu spui? De ce nu e necesar. Dar pentru tine, zice, nu, n-am nevoie de asta. Eu nu spun la nimeni nimic pentru fetița asta, care are nevoie de mamă. Ok? Mi-a atins inima. Știți că în Corea sunt. E o, e o misiune formată de un, bătra, de un bărbat care a răspândit în toată țara un fel de cutii de, ca de poștă, așa mari, în care, dacă vrei să-ți abandonezi copilul, să-l pui în cutia aia. Acolo că el vine să ia. El se îngrijește de ei. Are sute de asemenea copii pe care îi crește. Ma mișcat așa de mult, pentru că femeia aceasta spune, ai don't care ce spune lumea de mine. Eu nu trăiesc prin ceea ce crede lumea despre mine. Să creadă ce vrea. Eu nu sunt în businessul să, 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 să conving gura lumii. Poate spune ce vrea. Eu știu cine sunt, știu ce am făcut, știu că stau înaintea lui Dumnezeu și dau socoteală înaintea lui Dumnezeu. Ilie este un asemenea om acuzat pe nedrept să duce la Dumnezeu. Nu folosește la nimic apărarea. Soluția este să mergem întotdeauna înaintea Domnului. Acuzațiile nedrepte le poate apăra numai Dumnezeu. Du-te întotdeauna la El. Ilie nu este numai calm, dar este plin de compasiune. Inima lui Ilie este mișcată față de drama și suferința acestei mame. a, vă, a văzut-o cum a crescut în credință, dintr-o păgână care n-a știut nimic despre Dumnezeu. Deja deci acum cunoaște legea lui Dumnezeu, după atâta vreme se poartă ca o fica lui Dumnezeu, ca o, ca o fica lui Avram, este devotată credințe și lucrării lui Dumnezeu, a văzut-o cum crește și vede inima sfârșiată, și inima lui Ilie este plină de compasiune. În rugăciunea lui aduce necazul acestei văduve înaintea lui Dumnezeu. Apoi se umilește, putem să vedem compasiunea din acțiunile lui Ilie. Ilie se întinde peste trupul mort al copilului. Știți că era interzis de lege să te atingi de un mort? Dar credința lui Elie nu mai vede un copil mort, nu mai vede un mort, vede un viu. În patul lui el vede un copil viu. Și trebuie numai, e o chestiune de timp, să vină sufletul de la Dumnezeu înapoi în copilul acela. Prin acțiunea lui, Elie arată compasiune pentru cel aflat în necaz, se identifică cu. cu problema acestei văduve. Se întinde. Imaginați-vă rugăciunea aceea atât de disperată a lui Ilie. Ilie este gata cu gestul lui să spună, Doamne, ia ceva din sufletul meu și pune-l în copilul ăsta. Vrea să-l încălzească cu propriul lui trup, să-l readucă la viață. Ilie este un om de o compasiune extraordinară. Să umilește el, un om sfânt al lui Dumnezeu dintr-o țară sfântă, acum se întinde peste un mort dintre păgâni. Știe legea, știe că legea interzice așa ceva, dar credința lui este dincolo de lege. El vede un om viu în mortul acesta și nu un simplu mort. Apoi vedem compasiunea din petiția lui, din cererea pe care o face înaintea lui Dumnezeu. Cere ceva nemai văzut până atunci. Ilie n-a mai văzut cum se înviază morți, Pentru că în istoria Vechiului Testament nu mai avem un precedent, cineva care se roagă pentru un mort și un mort din viață. Nu mai avem un. Este primul, primul caz din, din, Vechiul Testament. Ilie nu are experiența trecutului să știe ce se întâmplă când omul lui Dumnezeu se roagă pentru un mort și îl înviază. E adevărat, a mai înviat oameni, dar nu când s-a rugat un profet, în mod special să-l învie Dumnezeu pe cineva. Ilie se aventurează pe un teren pe care n-a mai umblat până acum. Nu mai știe dacă există o asemenea experiență înainte și nu-l interesează dacă mai fost sau nu mai fost. El nu vrea să fie primul în domeniu, dar știe că există o nevoie extraordinară și trebuie să intervine înaintea lui Dumnezeu. Petiția sa este extraordinară. De trei ori. De trei ori se întinde peste trupul morta copilului și de trei ori se roagă lui Dumnezeu spunând Doamne, Dumnezeule! Formularea aceasta este întotdeauna formularea unui om disperat. Când spui Doamne, recunoști domnia lui Dumnezeu și spui și numele Dumnezeule, Doamne, Dumnezeule! Întotdeauna formularea aceasta este formularea unui, unui suflet necăjit și disperat. Doamne, Dumnezeule! Te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Și bineînțeles că Dumnezeu ascultă rugăciunea lui Ilie și ascultă rugăciunea lui Ilie, și copilul acesta înviază. Dumnezeu onorează credința acestui profet. Copilul înviază, el duce copilul înapoi la mama lui. Credința în Dumnezeu face minuni. Probabil că ați auzit ilustrația aceasta că într-un orașel a apărut un club de noapte, nu departe de o biserică. Și bineînțeles că biserica a văzut că acest club de noapte atrage bărbații, atrage tinerii din biserică, a intrat în alarmă, nu? Și au început să se roage lui Dumnezeu, să facă Dumnezeu ceva împotriva acelui club de noapte. Și s-au rugat și s-au rugat și într-o noapte ploioasă a venit un trăsnet, a lovit clubul de noapte și a ars totul până în temelii. Acum proprietarul clubului de noapte, acest night club, a auzit că biserica se roagă împotriva businessului său, nu? Și a dat în tribunal. I-a dat în tribunal că s-au rugat și a venit fulgerul, a ars business-ului datorită bisericii și a cerut despăgubire din partea bisericii. Și acum judecătorul i-a ascultat pe toți. Ăsta a spus foarte clar, ăștia s-au rugat, s-au rugat lui Dumnezeu până când i-au tras atenția, a trimis un trăznit, mi-a terminat business-ul. Ăștia se vină, să plătească. Biserica a zis, Doamne, no, Domnule, noi ne-am rugat de adevărat, dar noi nu suntem de vină, Doamne, de chestia asta, absolut deloc. În final, Decizia judecătorului a sunat cam așa. E greu să stabilești vinovatul. Cert este că proprietarul clubului de noapte crede în puterea rugăciunii, pe când biserica nu crede în puterea rugăciunii. <laughs> Ciudat. Așa. Noi ne-a rugat, dar nu suntem noi vinovați deloc. Nu. Iată că la credea în puterea rugăciunii și biserica nu credea în puterea rugăciunii. Elie este un om care crede în puterea rugăciunii și vede minunea lui Dumnezeu. În final, vreau să vorbesc puțin despre mărturia lui Elie, pentru că acum, dacă reputația lui de om al lui Dumnezeu a fost pusă la încercare, Femeia a zis, eu am crezut că este omul lui Dumnezeu, te-a trimis Dumnezeu la mine și am văzut minunile până acum. Am mâncat din minunile astea în fiecare zi. Și dacă copilul ăsta ar fi murit și Ilie ar fi făcut o mormântare frumoasă, nu? Așa, de tot. Femeia aceasta ar fi spus, ba, Dumnezeu îl folosește câteodată pe Ilie ăsta, dar nu întotdeauna. Ar fi rămas cu o părere foarte proastă despre prorocul ăsta care la un pumn de făină și la puțin ulei îi merge credința. Funcționează. La chestii de asta mărunte e bun. Când te doare capul puțin, dar nu la cancer, nu la dureri mari, nu la moarte. E bine, reputația omului lui Dumnezeu este apărată într-un mod extraordinar și de fapt femeia aceasta a spus, Cunosc acum că ești omul al lui Dumnezeu, ești omul lui Dumnezeu. Deja, Ilie nu mai este un om din tijbea galadului. Nu mai este Ilie tijbitul. Nu mai este un om îmbrăcat ciudat. Nu mai este un fugar din fața unor regi rei. Este omul lui Dumnezeu. Femeia asta îi spune, ai trecut examenul cel mare, asta e diploma, te cheamă omul lui Dumnezeu din momentul acesta. De-abia acum Dumnezeu poate să-l folosească pe Ilie. De acum Dumnezeu poate să-l trimite înaintea unei națiuni pe care să o provoace și să-i spună până când vreți să-și căpătați la ambele picioare. Până când? Ilie și reputația lui este reabilitată, Credința sa strălucește, pășind prin credință, reputația îți va fi reabilitată. Credința care pare uneori o nebunie, să te rogi într-un om mort, nu? Nu e așa? Credința pare o nebunie. Este foarte interesantă și vreau să ne uităm puțin în Evrei 11, la definiția credinței și vreau să facem o mică divagație de la tema noastră și să discutăm puțin despre credință. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, definiția asta a credinței. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Wow! O încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Acum vreau să vă întreb ceva. Aveți ceva pe listă în care ne dășduiți, în care așteptați, dacă nu aveți nimic pe listă, atunci se pare că definiția asta nu vi se potrivește absolut deloc. Atunci este necredință. Este un tânăr de 25 de ani în America, în Africa de Sud, practic, a trăit în Africa de Sud, călătorea cu avionul. Pilotul a anunțat că uh, aripile din spate al avionului care îl ghidau nu mai funcționează, s-au blocat și nici teren, uh, trenul de aterizare nu mai iese, e, e blocat complet. Și că va trebui să facă în, în jumătate de oră o aterizare forțată undeva pe burtă cu avionul ăla. Toți au început să se roage, uh, era o spaimă teribilă în avion. Dar tânărul acesta și-a pus o întrebare foarte ciudată. Ce am să fac cu restul vieții mele dacă n-am să mor acum în acest accident de avion? A scos o hârtie și a scris 101 lucruri care o să le facă în viață dacă nu o să moară în următoarea jumătate de oră. Știți ce lucruri a scris? Unele incredibile. Vrea să aibă un program de televiziune. Vrea să aibă cea mai mare um, agenție de știri din. Din Africa de Sud. Vrea să aibă o companie de succes în care să aibă cel puțin 100 de milioane câștig în, în fiecare an. Să dea în fiecare an câteva milioane la organizații de binefacere. Le-a pus pe hârtie toate. N-a murit și la vârsta de 50 de ani avea 74 din lucrurile astea deja bifate pentru că asta a ceva. Hm. Știți că Domnul Iisus l-a întrebat pe orbul meu ce vrei să-ți fac? Nu știa Domnul ce vrea ăsta? Cred că știa. Dar vrea să știe oare Bartimeu știe de la cine cere. Că dacă Bartimeu crede că eu sunt un om de afaceri foarte descurcăresc, care umblu din oraș în oraș, o să-mi ceară un câine din ăla care conduce pe orbi, eventual sau să-mi ceară vreun baston de la electronic, care să se descurce. Și Domnul a întrebat, ce vrei să-ți fac? Și partea mea a spus, să capăt vederea. Pentru că el știa că Isus poate să dea vederea. El credea în asta. El avea un obiectiv, el voia ceva de la viață. În seara asta, dacă Domnul te-ar întrebat ce vrei să-ți fac, ce ai spune? Avem ceva? Ce vrem să facem cu restul vieții noastre? Nu o știm, o să vedem mâine. Noi români suntem niște aventurieri în viață. Nu ne trezim dimineața să vedem ce o să se întâmple? Nu? Ce o să facă alții? Noi nu avem agenda, noi nu avem vise, nu avem programat nimic, nu vrem nimic. Credința? Ce este credința? Ascultați încă o dată încrederea neclintită în lucrurile nădăjduite. Ce ne la Dumnezeu? Ce vrea să-ți facă Dumnezeu? Nu știi? De aceea ne rugăm ambigu, ne rugăm general, ne rugăm, Doamne, binecuvântează Și Dumnezeu zice, oare ce vrea asta, Domne? Dumnezeu nu ascultă rugăciuni ambigue. Punct. 100% rugăciunile ambigue nu primesc răspuns. Cere ceva concret. Ilie nu cere, Doamne, ajută-mă, de unde facem noi rost bani de mormântare? De, nu? Ce fac eu cu văduva asta? Ajută-mă să scap de acuzațiile astea care mi se aduc. Unde să fug? Unde să fug acum, Doamne? El știe cu cine are de face un Dumnezeu care face minuni și spune, vreau sufletul acestui copil să vină în el. Punct. Încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Și lucrurile nădăjduite capătă formă, capătă esență prin credință. Mesajul lui Dumnezeu prin Ilie este confirmat. Ilie este omul lui Dumnezeu de acum încolo. Încrederea în Dumnezeu a crescut și pentru văduvă, dar și pentru profet. Văduva aceasta acum știe că Dumnezeu i-a dat copilul din morți. Știe în ce mână va fi de acum încolo. Iliar are o experiență cu un Dumnezeu care dacă îi ceri și cele mai ciudate lucruri care nu s-au mai întâmplat, se vor întâmpla. Și amândoi sunt la alt nivel spiritual de acum încolo. Femeia asta știe că tot ce este în gura acestui profet este cuvântul lui Dumnezeu care este adevărat. Și știe că Ilie este omul lui Dumnezeu. Dar și Ilie știe de acum încolo, care are un Dumnezeu care nu-i refuză nimic și trebuie să insiști și să nu te lași bătut. Dacă trebuie de trei ori să te întinzi peste un mor, de trei ore, faci. Mi-a plăcut așa de mult de cineva care a spus, dacă mă rog pentru cineva bolnav și nu se vindecă, mă duc să mă rog pentru următorul bolnav. Ok? Și apoi am să mă rog pentru următorul și pentru următorul și n-am să mă opresc. Ok? În concluzie, câteva lucruri din lecția de astăzi. Numărul 1. Evenimentele nefericite din viața noastră sunt puncte de cotitură. Întotdeauna viața noastră se va schimba în mod dramatic, când se întâmplă ceva dramatic. De fapt, sunt, cei, sunt oameni de știință, psihologi, care consideră că dezvoltarea noastră ca ființă umană se întâmplă în momentele astea de criză totul este în echilibru, fain, înțelegem bine cu soțul, familia, avem tot ce ne trebuie, copiii, totul este perfect și vine dintr-o dată un factor de dezechilibru care ne dă de peste cap. Ne pierdem de moare unul dintre copii, ne părăsește bărbatul, soția, cine știe ce se întâmplă, un factor din asta de stres puternic, ne dezechilibrăm complet și urmează o luptă de a ne rearanja viața la un alt nivel. Și viața noastră, spune, spun acești oameni, se dezvoltă în trepte. Totul este ok, totul e echilibru, dintr-o dată se întâmplă ceva, urcăm, ne reașezăm din nou, iar vin o nenorocire și așa mai departe. Dumnezeu ne conduce, așa cum zicea cineva, din dezastru în dezastru, victoria finală. Nu? Alungat de Ahab la părâul cherit, să seacă pârâul, Doamne Dumnezeule, ce se întâmplă? Du-te la o văduvă în să te hrănească. Când totul merge bine și e ok, făina și uleiul se apar în vase în fiecare zi, dintr-o dată moare fiul văduvei. Vedeți? pașii ăștia, treptele astea în viața lui Ilie, asta se întâmplă și în viața noastră. Întotdeauna când se întâmplă lucruri nefericite, apare un punct de cotitură. să petrece o schimbare în viața noastră de care are nevoie Dumnezeu și noi avem. Dumnezeu ne călăuzește pentru o schimbare pozitivă. 2. Creșterea noastră spirituală are nevoie de aceste puncte de nefericire, de necaz, de cotitură în viața noastră. Avem nevoie de asta. Oamenii cei mai stricați din lumea asta sunt oamenii care au tot ce le trebuie, ok? Și aplaudă toată lumea. Gândiți-vă la Hollywood și la actorii de la Hollywood. De ce? Pentru că au fugit de necazuri, au fugit de suferințe. Numărul 3. Situațiile imposibile trebuie să ne îndrume spre Domnul. De aia vin, să ne aduc aminte să ne uităm în sus, să-l căutăm pe Dumnezeu. Când se întâmplă ceva în viața noastră, caută-l pe Domnul. Să nu fie ăsta ultima, ultimul rezort, ultima încercare. Să fie prima, nu ultima. Să, ne nu, să nu ne ducem la Domnul când nu mai funcționează toate celelalte, să ne ducem de la bun început. 4. Ai încredere în Dumnezeu chiar dacă nu înțelegi ceea ce se întâmplă. Încearcă să nu dai vina pe alții. Apoi, că dacă ești acuzat pe nedrept, du-te la Domnul să te apere. Nu te apăra singur, pentru că nu, nu iese nimic. Am văzut azi dimineața din viața Mântuitorului, nu s-a apărat. L-au acuzat de toate că vrea să strece templul. Au spus tot felul, n-a zis nimic s-a mirat marele preot, apoi s-au dus la Pilat și l-au acuzat te are lună și în stele și Pilat s-a mirat și el dar nu zici nimic, nu spui, nu a zis nimic. Nu uita că viața vine de la Domnul. El este dătătorul ei. Și suntem responsabili tot înaintea Lui cum o trăim și cum o ducem. Și bizuiți-vă pe Domnul în toate lucrurile.